Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi vă prezint top animale care au fost folosite în război. Unele par a fi evidente, precum cai și câinii, însă sunt și câteva animale la care nici nu te-ai fi gândit. 1. Liliecii. Liliecii au fost utilizați în câteva atacuri experimentale de către Armata Statelor Unite la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Pe Lilieci se atașa o bombă termică specială, mai apoi acestea erau îmbarcați pe un avion și aruncați asupra zonei de atac pe o rază de 60 de kilometri. Bombele transportate de Lilieci erau considerate a fi eficiente și mai puțin dăunătoare în rândul civililor. Se preconiza și faptul că au ajutorul unei armate de Lilieci se putea ocupa chiar și un oraș întreg, fiind vorba de o multitudine de explozii mai mici. Până la urmă, această tactică nu și-a mai putut prezenta potențialul, deoarece au fost abandonate proiectele respective în favoarea unor bombe și tehnici care pot produce pagube și distrugeri la o scară mult mai mare. 2. Pisicile Pisicile erau folosite deja din antichitate, în războaie. Aceștia și-au dovedit utilitatea mai ales în cadrul marinei, unde reușeau să mențină curățenia și să identifice, mai apoi să consume toate rozătoarele de pe corăbii sau vapoare. De asemenea, pisicile ofereau companie și suport militarilor. Pisicile au avut un rol cheie pe vremea când, pe lângă războaie și fomete, și pesta lua foarte multe vieți. Pe vapoarele cu multe pisici era puțin probabil să se răspândească pesta, deoarece acestea consumau majoritatea rozătoarelor purtătoare de boală. 3. Elefanții Elefanții au fost folosiți în războaie din cele mai vechi timpuri. La începuturi, datorită intensităților, acestea erau alungați și trimiși către inamic pentru a intimida pe aceștia, iar datorită dimensiunilor extreme chiar reușeau să ucidă sau să distrame și batalioane foarte bine organizate. Elefanții au fost folosiți și în primul război mondial, când aceștia transportau greutăți extrem de mari. Tradițional, elefanții au fost folosiți în Asia și cu pregătere de către poporul indian. 4. Delfinii. Delfinii sunt animale extrem de deștepte, așa că nu e de mirare faptul că armata și mai ales marina s-a gândit să le folosească pe aceste creaturi minunate. Armata Statelor Unite chiar se folosește de delfini în San Diego, unde aceste creaturi au fost învățate să identifice navicul mai apoi să raporteze către gazdele lor. În presă au apărut câteva speculații cum că delfinii ar fi folosiți pentru detonarea unor bombe atașate pe corpul lor. Însă oficialii americani au negat mereu că aceștia ar fi prinși în orice activitate care să le afecteze integritatea 5. Câinii. Câinele este cel mai bun prieten al omului în toate circumstanțele, chiar și atunci când este război. Aceștia au fost folosiți pe mai multe posturi, în lupte de la apărare până la atac, transport, identificare de mine, materiale explozive și multe altele. În cel de-al doilea de război mondial, de exemplu, aceștia erau folosiți ca și arme anti -tank pe corpul acestora erau atașate bombe, iar câinii erau antrenați să alerge sub tancuri, mai apoi bomba era detonată. Câinii au fost prezenți pe front și ca suport moral pentru militari și au devenit simboluri, mascote și legende, chiar și în zilele noastre circulând mai multe povești despre faptele eroice ale unor câini. 6. Porumbeii pe vremea când încă comunicarea radio nu era răspândită, porumberii jucau un rol cheie în transmiterea mesajelor. Aceștia erau considerate ținte extrem de valoroase datorită mesajelor pe care le transportau. În cel de-al doilea război mondial, armata britanică s-a folosit de 25.000 de porumbei. Mai târziu, aceștia au fost folosiți și pentru a face poze deasupra teritoriului inamic, pe corpul lor fiind atașată o cameră extrem de mică. 7. Șobolanii au fost folosiți în câteva încercări experimentale în cel de-al doilea război mondial. Aceștia au fost utilizați atât vii cât și morți. Pe corpul acestora se atașa o bombă care putea fi detonată de la distanță. Forțele aliate au încercat să distrugă fabrici nemțești prin aplasarea unor șobolani morți, aceștia fiind umpluți cu explozibil, în speranța că vor fi aruncați în cuptoare de către muncitori și vor exploda. Planul nu a funcționat deoarece nemții au interceptat mesajul și au reușit să captureze transportul de șobolani. Voi știați că așa multe animale au fost utilizate în război? Aștept părerile voastre în comentarii. Nu uitați să apăsați pe like și să vă abonați. Toate cele bune, până la următorul clip.